Bună ziua, domnule Valeriu Nistor, președintele Camerei de Comerț Americane în România. Mulțumim pentru că ați acceptat să veniți la acest interviu. Ce poate să câștige România în calitatea ei de membru al Uniunii Europene din acest acord de comerț transatlantic care se negociază, as we speak, între Bruxelles și Washington? Acordul de TTIP care se negociază are nivele multiple. Există câteva capitole care se negociază în acest moment. Ele sunt legate de dreptul de proprietate intelectuală, de exportul de servicii, de întreprinderi mici și mijlocii și de industria auto. Sunt cele patru categorii mari. De asemenea, vor fi influențate și industriile care sunt reglementate extensiv, cum sunt industriile farma și chimică. Deci, din acest punct de vedere, pentru o întreprindere din categoria mică sau mijlocie, care astăzi are dificultăți în a susține un cost de acces pe piața nord-americană, prin reducerea sau și eliminarea barierelor tarifare și non-tarifare, adică a costurilor de reglementare, sigur, probabilitatea să aibă succes și să-și poată transfera ideile, produsele, serviciile pe piața americană enormă, va crește cu siguranță. Dar este acesta un scenariu plauzibil pentru un IMM din România să-și poată vinde, să-și poată transfera produsele sau serviciile pe piața americană? Fără discuție, da. Răspunsul meu e categoric și nu e dat doar pentru că piața americană oferă, din câte observ, foarte multe oportunități de afaceri. E dat și pentru că știu deja firme românești, din experiența mea anterioară, care vând cu succes în America de Nord de mulți ani. Deci există exemple clare de firme care au reușit să-și implementeze ideile de afaceri în state. Din ce domenii provin aceste firme de care vorbiți? De exemplu, există o firmă care produce mobilă din lemn masiv pentru copii și care produce în România și vinde în Canada și în Statele Unite. Un exemplu, mai sunt și altele. Există firme de tehnologie care au avut succes și care au, deși au avut incubatorul idei inițial în România, au reușit să crească, să se dezvolte, să atragă fonduri de investiții mutându-se în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Deci există exemple deja. Acestea ar fi la capitolul influențelor pozitive pentru companiile din România, faptul că li se deschide piața nord-americană, o piață uriașă. Vorbeați mai devreme și de industrii puternic reglementate, precum industria chimică, industria farma. Care ar putea să fie impactul asupra companiilor, asupra firmelor românești din aceste business-uri? Păi nu, și în aceste domenii va fi probabil un impact pozitiv. De ce spun asta? România în proiectul european trebuie să exploateze, să obțină avantaje de pe toate bulevardele care se deschid în raporturile dintre România și Uniunea Europeană și în context dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Intenția care este? Una din intențiile acestui acord de liber schimb și de investiții este să se reducă costurile de reglementare, să se reducă birocrația, să se standardizeze costurile de reglementare, astfel încât dacă ai un produs pe care îl vinzi în România și în Uniunea Europeană, să-l poți vinde și în America de Nord cu același tip de reglementări, să nu trebuiască să cheltuiești de două ori ca să certifici sau să obții licențele de vânzare pentru serviciul respectiv sau pentru produsul respectiv. Și tocmai asta este ideea acestui acord, să standardizeze, să reducă birocrația în industriile care sunt reglementate extensiv, astfel încât să fie mai ușor ca în schimburile comerciale dintre cele două blocuri economice, produse și servicii să fie transferate cu viteză mai mare și în volume mai mare. Cum se face această negociere la nivel european? Cine a transmis poziția României? Cine a elaborat în primul rând? Cum a transmis-o către Comisia Europeană? Și cum decurg de fapt aceste negocieri? Negocierile se desfășoară din partea Uniunii Europene de către Comisia Europeană, iar din partea Statelor Unite de Departamentul de Comerț al Statelor Unite.
România, ca parte a Uniunii Europene, a dat un mandat economic Comisiei Europene prin Ministerul Economiei și a dat un mandat politic prin Parlamentul European. România participă la aceste negocieri ca parte a comunității Uniunii Europene. Spuneați mai devreme în dialogul cu cititorii că mandatul economic dat de România Comisiei Europene este un mandat fără restricții de negociere. Cu alte cuvinte, aproape un cec în alb prin care se transferă Comisiei Europene aceste responsabilități de negociere. E un lucru bun, e un lucru rău că... Din câte știu România... și am observat, nu numai România a făcut acest pas, și alte țări din Uniunea Europeană au privit mandatul economic ca un mandat larg. De ce? Pentru că este o recunoaștere a avantajelor pe care acest tratat de parteneriat îl aduce Uniunii Europene și fiind evident aceste avantaje fiind evidente, și România și alte țări probabil au considerat că transferarea responsabilității la nivelul Uniunii Europene va crește capacitatea noastră comună de a identifica toate căile sau cât mai multe căi de îmbunătățire a calității acestui tratat. De altfel, România, prin mandatul politic, din câte știu și am observat, a încurajat negocierea cât mai multe capitole din acest tratat, astfel încât să obținem avantajele maxime din punctul nostru de vedere. I-ați răspuns unui cititor în dialogul de mai devreme, spunându-i că AmCham România va iniția în acest an, în 2014, o serie de evenimente exact pe această tematică a acordului transatlantic. De ce, în primul rând, de ce veți face acest lucru și, în al doilea rând, care sunt aceste evenimente? Ce gen de evenimente? La prima întrebare vă răspund foarte simplu. Membrii AmCham România sunt reprezentați în proporție de 50% de firme românești sau cu capital românesc. Avem și firme multinaționale de asemenea, dar o parte semnificativă dintre membrii sunt membrii companii românești. Ca atare, noi suntem extrem de interesați să promovăm interesele acestor membri și să le creștem posibilitățile de a-și descoperi noi bulevarde de creștere economică, inclusiv în relația cu Uniunea Europeană, dar și în relația cu partenerii americani și nord-americani. Ce o să facem? O să creăm o serie de dezbateri ca și cea în care ați avut amabilitatea să ne invitați astăzi. O să facem câteva mese rotunde la care să participe membrii ai unor grupuri care sunt interesate în acest subiect, dar care nu sunt neapărat doar parte din structura autorității publice sau parte din structura mediului de afaceri. Și din alte categorii care pot descoperi, poate, în acest nou tratat, posibilități noi și idei noi de dezvoltare a planurilor personale. Adică vă referiți eventual la zona societății civile? Mă refer la societatea civilă, mă refer la societatea academică. Da? Deci să nu uităm că în zona de cheltuială pentru cercetare și dezvoltare, Statele Unite cheltuiește 30% din cheltuiala mondială și Uniunea Europeană 24%. Deci în total reprezintă peste 50% din cheltuielile de proiecte de cercetare. Asta cred că și pentru societatea academică română poate să devină un subiect de interes dacă acest proces de accelerare, de integrare se va accelera. Și noi aici la Hot News, dar și cititorii noștri în dialogul de mai devreme, am observat cu toții o lipsă de dezbatere publică în anii care au trecut, 2012-2013, de când se discută despre acest acord, de când, iată, negocierile au început, sunt deja, se apropie a patra rundă de negocieri. E o lipsă de dezbatere atât în ceea ce privește autoritatea publică, dar și în ceea ce privește asociații patronale eventual interesate de negocieri, mediul de afaceri și așa mai departe. De ce credeți că există această lipsă de discuții până la urmă? Cred că există mai multe motive și de altfel cred că asta va fi cu siguranță principala barieră în a obține avantajele acestei noi ocazii.
În primul rând, avem o oarecare lipsă de concentrare pe subiectele importante. Tindem să abordăm toate subiectele în aceeași măsură câteodată. Nu toate subiectele merită același timp, aceleași resurse. Ăsta e un subiect care merită, pentru că el va crea cu siguranță posibilități noi și cei care o să învețe mai mult despre subiectul acesta și o să aloce timp de studiu, de interes, de interogare în diverse structuri europene sau românești, va beneficia mai mult decât ceilalți, în mod evident. Așa cum am spus și mai devreme, România în proiectul european trebuie să-și asume această, cum să spun, responsabilitate de a explora toate căile prin care noi putem să reducem decalajul economic între noi și celelalte țări europene și să obținem ceea ce de altfel ne dorim prin intrarea în Uniunea Europeană, și anume creșterea, modificarea standardelor economice și sociale într-o măsură foarte mare, astfel încât să ajungem și noi să trăim și să avem aceeași posibilități cu celelalte țări dezvoltate. Este acesta proiectul de țară potrivit pentru România? Poate, cel pe care l-ați anunțat? Poate să devină un proiect de țară. Noi, din punct de vedere al AMCEAM, în fiecare an electoral, și vom face așa anul acesta, elaborăm un set de priorități pentru România pe care le facem publice. De asemenea, noi am propus de curând AMCEAM împreună cu alte asociații de afaceri, ale mediului de afaceri, o asumare la nivel public a unei creșteri de competitivitate de 10 locuri în cadrul indicelor de competitivitate al Băncii Mondiale. Asta ar putea să fie umbrela unui nou proiect de țară, dacă vreți să-i spunem, sau obiectiv general, la care toată lumea să se alinieze. În momentul în care începem să vorbim despre competitivitatea României, începem să atingem foarte multe capitole care trebuie puțin îmbunătățite ca să creștem plafonul întregului nivel de competitivitate. Și în acest context, cred că poate în moment potrivit să lansăm de asemenea un șir de dezbatere legate de modelul de dezvoltare economică a României. La ce anume vă referiți? În momentul de față vorbim de strategii, strategia unui minister sau mai multor ministere, strategia guvernului despre și așa mai departe. Strategii insulare, cu alte strategii comunite. Insulare specifice unui anumit subiect sau unor subiecte multiple. În același timp, încă există tendința de a susține toate sectoarele vieții economico-sociale ca o reflexie așa a trecutului, fără ca neapărat să ne punem întrebarea dacă toate aceste sectoare au potențial egal. Poate că vrem să dezbatem la nivel public și să alegem unele dintre sectoarele care ni se par că au potențial mai mare, că ni se potrivesc, ne plac. Avem resurse. Avem resurse. Vrem să le susținem ca și societate românească, să le alegem, să le transferăm într-un cadru general pe care putem să-l numim model de dezvoltare economică sau oricum dorim, și în spatele căruia să aliniem toate celelalte inițiative, strategii, care să devină, dacă vreți, un sistem de referință. Și de fiecare dată când cineva are o idee despre un subiect nou, îl raportăm la sistemul de referință pe care deja comunitatea noastră, dezbătându-l în public o perioadă destul de lungă, l-a ales. Sunteți pregătiți la AMCEAM să lansați această dezbatere publică? Aveți consultări și cu alte organizații importante din sectorul de business? Sau aveți consultări și cu actori importanți de pe scena politică, de pe scena publică? Am început consultările deja, am lansat ca și temă, e una din temele prioritare pentru anul 2014 și 2015. Noi nu ne așteptăm ca această dezbatere să se termine în 3 luni sau în 6 luni, de altfel credem... Mai ales în an electoral. Mai ales în an electoral, dar nu numai. Credem că ar fi o greșeală să se termine atât de repede. Așa, asta nu este o dezbatere care poate fi scurtată sau monopolizată de anumite sectoare ale societății. Trebuie să participe toată lumea, trebuie să fie suficient de lungă ca să dăm posibilitatea tuturor să-și pună un punct de vedere și de-abia după aceea să ajungem în locul în care să avem un cadru pe care toată lumea cumva l-a discutat cel puțin. Poate că nu l-a agreat în totalitate, dar cel puțin au posibilitatea să deschidă. Noi am lansat tema la AMCEAM. Este una din temele noastre principale pentru 2014 și
sper că vom fi unul din factorii care va stimula această dezbatere, da, nefiind noi niciun fel nici deținătorii concluziilor finale, nici, cum să spun... Da, pragmatic vorbind, vă așteptați la un rezultat, chiar și pe termenul mediu, 2014-2015, la un rezultat, la un anumit consens? Și de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că pe chestiuni mult mai simple, mult mai nișate, atât Amcham cât și restul mediului de business are probleme în a-și convinge partenerii din mediul public că o ordonanță de urgență sau un cod esențial pentru economie, cum e codul insolvenței, trebuie să stea în dezbatere publică, trebuie să fie transparent, nu trebuie să intre de pe o zi pe alta. Deci pentru mize punctuale nu avem un consens politic. Credeți că vom avea pentru un astfel de obiectiv care e foarte generos? E greu de spus cum va evolua și în ce fel de, cum să spun, rezultat va avea această dezbatere. Cred de asemenea că trebuie făcută fără să ne gândim neapărat la rezultatul final. Adică ea trebuie făcută, dacă vreți, ca o pagină complet albă. Oricine participă la această discuție trebuie să vină fără să aibă propria idee despre cum va fi rezultatul final. Aici important va fi procesul de dezbatere și nu rezultatul pe care astăzi doar putem să-l interpretăm speculativ. Habar n-avem cum o să fie această concluzie. Și faptul că nu vom avea o concluzie o să spună ceva despre acest proces, dacă nu vom avea niciun fel de concluzie sau un set de concluzii despre cum vrem să arate țara din punct de vedere economic de azi, nu știu, într-o generație. Pentru că asta ne spune că nu avem, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, nu avem încă un nou plan de țară, nu avem încă un nou obiectiv general la care toată lumea să spună, da, ăsta este un obiectiv și pentru mine. După aderarea la UE și la NATO. Ca individ și pentru mine, ca și grup. Ca instituție. Ca instituție și așa mai departe. După aderarea la Uniunea Europeană ne-am pierdut puțin acest, cum să spun, acest interes general. Trebuie să recâștigăm. Dacă ăsta va fi instrumentul pe care recâștigăm, cu atât mai bine. Dacă nu, tot va trebui să găsim... Mă întorc la ideea pe care o enunțase mai devreme. Dialogul cu autoritatea centrală legată de legislație, legată de schimbările dese de cod fiscal, pe care și dumneavoastră, ca și alte organizații reprezentative pentru mediul de afaceri, le-ați amendat anul trecut în repetate rânduri și uneori cu o voce comună. Ce așteptați pentru 2014? Un an extrem de dificil, repet, cu negocieri cu FMI, iată, au loc acum, divergențe între cele două componente ale puterii executive, guvern, președinție, 2014 un an cu două rânduri de alegeri și așa mai departe. Așteptați mai multă transparență și mai multă predictibilitate? Noi sperăm în mult mai multă transparență și predictibilitate, promovăm cu tărie ideea consultărilor publice largi în ceea ce privește deci grupurile care participă la discuție, în aceeași măsură conținutul, și asta trebuie, cei care participă la discuție trebuie să înceapă să învețe că odată ce vii la o discuție trebuie să, nu numai să trebuie să ai o părere formulată pe baza unor argumente, astfel încât să contribui și să îmbunătățești calitativ dezbaterea respectivă și de asemenea ca și termen. Ea trebuie să aibă un termen care să permită tuturor celor care au un interes într-un anumit subiect să-și exprime punctul de vedere. Nu înseamnă neapărat că punctul de vedere va fi preluat în totalitate, dar trebuie să permitem tuturor să-și exprime acest punct de vedere și eu sper că în viitor vom avea acest tip de consultări transparente într-o manieră mai largă și mai profundă ca și conținut. Dar discuțiile pe care le-ați avut fără îndoială cu mediul politic în ultimele luni, să spunem, vă îndreptățesc să credeți că se va întâmpla așa în 2014? Au învățat ceva din lecția anului trecut în care mediul de afaceri a contestat multe din măsuri, măcar din punct de vedere al manierei în care au fost luate? Da, au fost momente în care am fost surprinși de viteza cu care anumite politici care au avut influență sau care ar putea să aibă influență serioasă în mediul de afaceri
au avut, mă rog, potențialul să fie adoptate. Unele au fost, unele nu, dar într-adevăr unele au fost surprinzător de repede trecute prin procesul consultativ. De aceea, cum am spus, sper că anul acesta, din lecțiile prin care am trecut anul trecut, vom învăța și vom îmbunătăți acest cadru. Este primul lucru pe care îl cerem, consultanță transparentă. Noi nu venim și spunem ne dorim un conținut sau alt conținut. Ceea ce este important, așa cum spuneam și mai devreme, este acest proces consultativ suficient de puternic și care să nu fie privit ca o obligație de niciuna din părți, să fie privit ca un beneficiu, ca o modalitate prin care îmbunătățim cadrul politicii publice respective sau reglementării respective. Revin la întrebare. Credeți că și-au schimbat optica, vorbind de guvern aici, că de acolo au venit câteva din modificări, credeți că și-au schimbat optica, au învățat din lecția anului trecut? Aveți semnalele astea? Că sunt mai dispuși către un dialog real? E mai degrabă personal interpretativ întrebarea dumneavoastră. Eu sper că au învățat și sper că anul acesta să avem, mai ales într-un an complicat din punct de vedere al dinamicii sociopolitice, să avem consultări transparente astfel încât să reducem elementele acestea de distorsiune în cadrul dialogului. Una din măsurile despre care s-a vorbit foarte mult în media, în mediul de afaceri anul trecut, a fost acea acciză suplimentară la combustibil, la fel anunțată foarte, foarte rapid și trecută în legislație și în buget, în proiectul de buget. Acum au loc negocieri cu femei, între guvern și femei, iar ar trebui să intre în vigoare de la 1 aprilie. Credeți că există soluții pentru evitarea ei? Bun, încă o dată, din punct de vedere al politicilor publice, guvernul are privilegiul să hotărească felul în care introduce politicile publice. Ceea ce noi solicităm din punct de vedere al mediului de afaceri și zona fiscală, legislativă și cadru fiscal e o zonă în care noi depunem extrem de mult efort, sute de ore de muncă în ceea ce privește conținutul codului fiscal și a reglementărilor fiscale. Noi ceea ce cerem aici este predictibilitate. Nu am solicitat niciodată în mod specific creșteți, scadeți, mutați de la stânga la dreapta, pentru că aici noi considerăm că este privilegiul fiecărui guvern să-și aleagă politicile publice. Ceea ce solicităm este predictibilitate și capacitatea de a permite mediul de afaceri să se pregătească pentru modificările legislative pe care guvernul dorește să le introducă. Când aceste modificări apar într-un termen foarte scurt, creează imediat distorsiuni și în planurile mediu de afaceri pe termen scurt, pentru că, mai ales când ele apar într-o perioadă în care mediul de afaceri își planifică un an următor sau anii următori, brusc o astfel de măsură care nu permite o absorpție, să spunem, în planurile viitoare de afaceri, creează neliniște. Neliniștea în mediul de afaceri creează imediat o stare de precauție suplimentară de care economia României n-are nevoie în momentul de față. La nivelul ANAF-ului a avut și Gărzii Financiare a avut loc anul trecut o reformă destul de semnificativă. S-au schimbat instituții, s-au modificat modurile de realizare a controalelor. Din ceea ce știți dumneavoastră, din ceea ce vă transmit membrii AMCEAM, există diferențe semnificative față de precedentul mod în care opera ANAF-ul și Garda Financiară? Sunt schimbări esențiale de comportament? Nu am informații specifice, de mi-e greu să comentez în momentul de față. Cred că e prea devreme să facem interpretarea noii structuri. Cred că trebuie să mai așteptăm să vedem cum se va translata această reformă în rezultatele reale ale activităților.